Bine ați venit la Stax TV, material extra de la concursul de eleganță din Sinaia, din acest an. E primul la care noi participăm. Ne-a invitat Alex Șeremet, după cum îl vedeți pe fundal undeva. Face niște tururi, ca să știți cam care e programul aici. Sunt niște tururi conduse chiar de dânsul, în care ne povestește despre fiecare mașină. Sunt undeva la 40 de mașini clasice înscrise în concurs. Avem și un Porsche 356 venit tocmai de la mama lui. Așa că hai să vedem ce mașini au adus oamenii aici. Este un mașinist, W108, adică un precursor al clasei S. Nu se numea încă. Okay. Clasa S de la W116 a fost numit așa. Și acela e un model pentru Statele Unite. Poți să-ți dai seama și după forma farurilor, pentru că integrează acele proiectoare circulare care se numesc Steel Beam, se schimbau cu totul. Și are un motor, e din ultimul an de producție pentru Statele Unite, are un motor de 4,5 litri V8, care era disponibil doar în spus. Deci în Germania, mașinile plecau cu siglă 3.5, că ăla era maximul nemților, și ca nemții să nu fie supărați și geloși, mă refer oamenii care vedeau mașina asta transportată, dar veneau 3.5, ajungeau în state, spuneau, acolo 4.5, scrie un secret. Că n-a, nu era cu Instagram atunci să vadă, ia uite-mă, ăla. Ce oameni, totdeauna americanii au primit mai bun și mai mare, Dacă nu mă știu, mașina în 72, pe acolo, 73, și bineînțeles, cutia automată, aer condiționat, tot ce trebuie. Tot ce trebuie, da. Da, frumoasă, frumoasă. Aici avem o mașină specială. De ce e specială? Pentru că este turbo. E un 2002 turbo de fabrică. A dus tocmai din Polonia pe roți. A ajuns aseară, fiind o mașină de peste 200.000 de euro, să vii cu ea pe roți la un concurs. E ceva așa, inedit, și de-aia am zis să o prezentăm, să o vedeți. Aici avem partea de jurizare. Din ce am văzut eu, contează foarte mult cine a deținut mașina, ce celebrități, de unde vine și povestea ei. Cred că sunt puncte acolo care se pun, au treabă, profit. Învățăm. Noi învățăm acum. Noi învățăm. Ei jurizează. Interior, cu piele, nu știu de care, făcută, de rânsă și împărăteasa, cu sută, cu fir de ață, de... Nu mai zic. Strup. Asta e mașina, venită din Austria, de la mama ei, Porsche 356, primul model de Porsche produs de către familia Porsche la ei în fabrică. L-au produs, l-au dezvoltat, l-au făcut cabrio, l-au făcut coupe, l-au făcut cum au vrut ei. Ce este important este că mașina asta este venită de acolo, acest concurs de eleganță este recunoscut și avem mai multe modele Porsche, chiar și ăsta recondiționat de Philip, din dreapta. Marius, dacă e un cadru în dreapta, vedem mașina recondiționată de Philip la mecaner. Am mers și noi cu ea. Un pic, puțin. Da, și cum spuneau oamenii, haide mă că asta e ce trebuie, bă, pentru mine nu e ce trebuie, pentru că e părâc-păc-păc, eu prefer mai multă tehnologie, mai mult turbo, mai mult vututu, dar sunt și oameni care apreciază enorm așa ceva și plătesc sume exorbitante pentru ele. Da, fiecare cu jucăriile lui. Deci e doar răsucești și are starter button. Acolo trage, vă dau.
așa cum am zis, am furat cheia de la băieții ăștia de pe masă când n-au fost atenți și am zis că facem și noi măcar un interior de M2 de ăsta nou, că de mers cu el acum nu se poate. Nimic spectaculos la sunet, dar mă așez. Mă așez frumos, se lasă și scaunul. Păi uite ce frumos. Ce să mai vrei aici cu decorul ăsta de M, frumos, elegant. Nu știu noaptea ce spectacol avem aici de lumină, dar eu m-am obișnuit aici cu telefonul meu care se încarcă, cu suportul de pahare, dar nu le avem încălzite. Asta mă deranjează, nici măcar răcite, vezi? Dacă îmi luam mașina asta, vreau opțiunea asta. Scaunele sunt bune pentru mers daily. Poate facem un full review, ce ziceți? Ne dați în comentarii acolo dacă... Poate nu vă place, nu, nu ne arăta M2-ul nou, te rugăm, nu, că este urât, nu ne place. Bun. Ai de cheia de la ia pasat. Cheia. A, n-am, ba da. A, da, hai, lasă-le cheia asta în loc. Lasă-le cheia asta. A, scuză-mă, e tot de BMW. Acesta a fost concursul de eleganță Sinaia, după o pauză de 4 ani. Nouă ne-a plăcut. Sper că și vouă ne repetem la anul aici, în aceeași locație, probabil. Cred. Și sper că mult. Share, like și subscribe.